Noroc! Noi iar am revenit aici la conferința GPEC Moldova. Mai avem câteva interviuri. De fiecare dată când intervievesc pe cineva, aflu tot mai multe și mai multe despre e-commerce, până în momentul în care o să încep să mă cred expert în e-commerce datorită la toate informațiile pe care astăzi noi le șeruim cu voi, cei care nu ați reușit să veniți la prima conferință GPEC în Moldova. Alături de mine este Vlad Vidrașcu, care este un expert pe online, care este o persoană cu experiență bogată în domeniul e-commerce și pe care o să-l întrebăm mare parte despre abordarea lui față de produsele perisabile în materie de e-commerce, care este un challenge enorm. Salut, Vlad! Bine venit la GPEC! Salut, Alex! Tu ți-ai luat o provocare așa, ușoară, da? Deci, vreau să vând produse perisabile. Deci, nu mi-am luat-o, Alex. Povestea este, pe scurt, că faptul că eu când m-am întors, unul din motivele de ce m-am întors acasă a fost afacerea familiei care face produse perisabile. Și, long story short, a trebuit să găsesc metode ca să vând produsele astea, nu să plângem, dar să le vindem. Uh-huh. Și atunci, prima mea approach, fiindcă aveam experiență în e-commerce, a fost să încerc să le vând pe e-commerce. Vorbim de struguri de masă și de compania Frudova. Deci, experiența noastră a fost în felul următor. Primul nostru contact cu e-commerce, cu fructele, a fost Freshful. Deci, platforma unde se vând fructe și legume în România și se face livrare acasă. Ea crește foarte tare, sunt doi concurenți mari pe piață și la Freshful challenge-ul era cum să reușim să livrăm produsele din Moldova în România în stare proaspăt, să reușească să ajungă, să se livreze, să se dizvolte. Bun, deci am făcut o toră de research, am mers acolo, am văzut cerințele, am făcut tot și am reușit să găsim modelul în care săptămânal lotul de marfă proaspăt pleca în România și se făcea distribuția la clienți. A funcționat, funcționează și scalăm. Experiența 2 a fost ca să vindem struguri de masă singuri prin e-commerce și experiența a fost în felul următor. Deci am vândut în UK un container plin cu struguri de masă doar prin intermediul Facebook-ului, livrat la fiecare om acasă un pachet special cu struguri din Moldova. A funcționat și asta. Deci, asta pare un calvar de logistică. Pentru mine a fost un challenge. Deci eu am vrut să văd toate modelele cât de mult funcționează, care din ele sunt bune, care din ele sunt mai puțin bune, ce funcționează, ce nu. Ca să poți să știi dacă e posibil sau nu, trebuie să încerci. Și noi asta am făcut. Așa a funcționat de fiecare dată. Și challenge-ul cel mai mare a fost să livrăm în America struguri din Moldova, moldovenilor de acolo. A funcționat și asta. Tot prin intermediul Facebook-ului. În fiecare an facem o livrare în ajun de anul nou și toți își primesc strugurii în regiunea Chicago și primesc strugurii acasă ca să-i mănânce. Struguri din Moldova. Oh, din goodness. Depozitul Frudova. Da. Dar în contextul tragediei care are loc în Ucraina, cum se întâmplă asta? Presupun că durează mai mult, costă mai scump. S-a schimbat conceptul logistic. Deci până acum totul se făcea prin Odessa, totul era setat, totul era fain. Acum totul se întâmplă prin Constanța sau porturile din Italia sau porturile din Spania. Mai greu, mai scump, deși nu e mai scump pentru că era pandemie atunci când făceam noi în poștă, era mult mai scump, acum costurile s-au redus, dar există posibilități. Deci în lumea în care trăim, logistica există, produsele pot fi transportate la temperaturi indicate, există soluții. Trebuie să încerci, trebuie să testezi și să vezi ce funcționează. Chiar înainte să vii aici, vorbeam cu Julia Alert despre greșelile pe care le-a comis ea în procesul de vânzări și eu spus că eu chiar, asta a fost cea mai bună lecție. Încurajez pe toți să facă greșeli, să încerce asta, să aibă acest curaj, pentru că e practic cea mai bună experiență a ei ca întreprinzător acum este faptul că au făcut acele greșeli. Absolut de acord, pentru că, bine, ok, trebuie să-ți permiți să le faci, ok, fiecare fail este un fail de care ți-aduci aminte pozitiv dacă failul ăsta nu te-a... Dacă nu ți-a închis afacerea. Deci trebuie să înțelegi, fiecare companie trebuie să aibă un risk management, trebuie să aibă un procentaj din business care le permite să inoveze, să creeze. Bine, noi nu putem face produse noi ca să zburăm în cosmos, dar noi putem testa piețe noi putem încerca metode logistice noi care să nu ne afecteze atât de mult financiar, chiar dacă este fail, că am avut și failuri. Da, chiar vreau să te rog să-mi spui ce failuri ați avut, pentru că în cazul vostru failul înseamnă produsul pierdut. Cel mai mare fail a fost când printre primele
printre primele camioane care trebuiau să plece în București ca marfa să fie livrată prin intermediul e-commerce-ului, deci marfa trebuia ambalată în ambalaj de carton. Umiditatea fiind mare în transportul în care mergea, s-au muiat. Ambalajul s-a muiat și s-a, practic, nu mai știu câți paleți, au fost distruși totalmente. Deci a trebuit să-i aruncăm, să zicem așa, da? Din cauza, bine, poate a fost și eroarea transportatorului, poate a fost, dar overall, deci a fost o lecție pentru noi, am învățat ce trebuie ca să facem improvements și să schimbăm lucrurile. Da, ceva mai aproape de e-commerce, poate ați făcut greșeli, nu știu, ați livrat nu unde trebuie sau n-ați bifat ceva Nu. Deci a fost tot ok, vama a fost ok, avem experiență, înainte să facem treaba asta cu e-commerce, avem foarte multă experiență în exporturi, lucru cu partenerii și practic nu pot să vorbesc de greble așa majore, bine, ok, poate o livrare a întârziat un pic la client, maybe, dar nu pot să vorbesc așa de greșeli majore. Știu că ai experiență bogată cu EMAG. Pentru cei care vor să stocheze unități în depozitul lor, ce sfaturi ai pentru ei? Care este echilibrul optim între a menține un flux constant și a evita blocajul din cauza lipsii de stoc? E simplu. Deci, Alex, noi, deci Frudova este afacerea familiei, Nanomax este afacerea pe care am creat-o când m-am întors în Statele Unite, adică am devenit cofondator la Nanomax. Nanomax este lider pe impermeabilizanți, pe EMAG și vindem, hai să zic, 25-30% din vânzările care le facem noi în România sunt pe EMAG. Avem o experiență foarte mare cu ei. În ceea ce privește stocurile cu EMAG, este foarte simplu. Deci trebuie să facem un calcul la ciclu de livrare a unui stoc spre EMAG. De obicei durează 7 zile. Export, import, transport, livrare, ca să-ți apară marfa pe stoc. După care trebuie să facem un calcul câte produse pe zi vinzi. Dacă de exemplu, vinzi 10 produse pe zi și durează 7 zile un ciclu, deci trebuie să ai cam 100 de produse per SKU, per unitate, la EMAG, la ei acolo, ca să nu ieși niciodată din stoc. Faptul că ieși din stoc, îți scade rank-ul produsului, apar probleme suplimentare. Deci dacă ai un produs care se vinde bine, trebuie să-l menții în stoc permanent, pentru că clienții sunt acolo, mai ales dacă produsul este recurrent, adică se cumpără regulat, atunci trebuie să fii permanent cu stoc. Îți faci un simplu calcul de logistică. Acum există și tool-uri, există o tonă de tool-uri care îți fac prognoze bazate pe vânzări. Tot timpul trebuie să ai un buffer de 3-4 zile ca să nu rămâi fără stoc. Da. Pe lângă faptul că dezvolți afacerea și cea pe care ai fondat-o și cea de familie, mai ești și recunoscut ca expert în marketing pe rețele socializare. Okay. Ce strategii implementezi sau ce elemente sunt cele mai utile pentru activitatea ta? Ok. În 2015, când am început să fac e-commerce în state, era simplu, pur și simplu trebuia să faci o poză la produs, 2-3 lifestyle poze și produsul alerga. Amazonul, eBay-ul, Shopify-ul își făceau treaba cu brio. Cu trecerea timpului, nici o nișă nu poate să rămâie neocupată. Este o carte, Peter Thiel, se numește La 0 la 1, în care el spune că fiecare nișă se aglomerează până acolo, până când ea devine supra-saturată. Deci e-commerce-ul acum, dacă nu vinzi un produs unic, dacă vinzi un produs pe care îl vând mulți alții, a devenit saturat. Ca să vinzi, trebuie să fii autentic. Trebuie să creezi content. Deci astăzi nu mai contează doar bugetele sau câți bani investești în marketing, nu. Astăzi contează return on investment și costul de achiziție. Deci ăștia două indicatori. Și ca să faci return on investment, trebuie să comunici. Și comunicarea o faci prin content. Deci dacă noi cu 2-3 ani în urmă făceam contentul comercial cu agenții specializate de content, acum noi facem singur cu telefonul. Pentru că contentul ăsta e cel ok. Când facem testing-ul produselor, filmăm cu telefonul, când un client cumpără și ne trimite videourile lui, sunt cele mai recomandate ca să promovăm produs, chiar dacă sunt făcut cu telefonul, calitate, dar ele funcționează. Da? Deci, cheia sau strategia ca să fie eficient, astăzi trebuie să fie autentic, prin content, prin comunicare. Și site-ul sau platforma unde vinzi trebuie să comunici într-un mod fluent. Hai să le dăm un exemplu celor care ne privesc, care au afaceri și se întreabă, Vlad, e ca tu spui că trebuie content, trebuie să fie autentic. Dă-mi un exemplu, ajută-mă să înțeleg. Duminica trecută, fiul meu are 6 ani, Marcus, și am întrebat, vrei să faci bani? A spus da. Am luat un bidon cu impermeabilizant pentru piatră naturală, am ieșit afară și l-am rugat să aplice produsul. Pur și simplu, el aplica, eu filmam cu telefon. Da? Și am făcut un spot cu produsul, aplicare, efectul, rezultatul, în care Marcus a folosit. Da? Videoul respectiv, nu pot să spun datele exacte acum, dar mi-a generat un return on investment de 7x pe Facebook, cel puțin până acum.
Da? Adică la fiecare dolar investit a generat 7. Un ROI sănătos pentru afacerea noastră este 5. Deci eu sunt peste average pe care l-am făcut. Simplu, am creat contentul meu, dar ca să faci lucrul ăsta trebuie să-ți placă produsul care îl vinzi, trebuie să înțelegi produsul care îl vinzi. Asta funcționează pentru afaceri de nișă. Iar pentru marketplace-uri este strategia de... Bombardează. Exact. Bombardează cu content comercial ca să aduci cât mai mult trafic, ca să faci conversie. Deci sunt mai multe tipuri de... Deci pentru nișe, fășeți copii și filmați-i. Fășeți copii și filmați-i. Cea mai ieftină. Pentru marketplace fășeți mulți copii și filmați-i. Da, concluzie. Puneți-i să facă TikTok-uri toată ziua. Concluzie. Da, da, TikTok-ul. TikTok-ul este viitor. Da, în ce măsură, uite, acum, presupun că una din modalități să fii activ și să ai conținut autentic este să folosești ChatGPT-urile. Implementați deja, dar pe lângă ChatGPT, noi vorbim mare parte despre el, dar sute, mii de unelte. Da, ChatGPT este etalonul, da, să zicem, da? Ok, mie, deci clienții noștri în momentul, în acest moment comunică cu managerii, cu suportul nostru, comunică pe întrebări de genul cum aplic produsul, cu care este, deci mie încă mi este frică, deci am o barieră aici ca să trec peste bariera asta, dar cineva, deci vorbeam cu cineva zilele trecute în care mi-a spus că există o modalitate în care să combini AI-ul cu suportul uman. Adică să existe un suport până la un moment în care AI-ul există, poate să existe o deviere și atunci se intervine omul și atunci ar eficientiza mai mult suportul, adică am putea să oferim mai mult suport dacă am combinat. Eu nu cred neapărat într-o lume automatizată full, eu cred într-o lume în care automatizarea se combină cu oamenii și face lumea mai bună împreună, nu că vor face roboții totul pentru noi, că atunci nu mai are sens. Dar eu vreau să fac roboți tot pentru noi. Bine, ce înseamnă tot? Ce înseamnă... Ok, ce înseamnă tot? Da. Bun, Vlad, mersi foarte mult. Mă bucur că, la fel ca mine și alții care o fac, dar lumea nu prea cunoaște, ne întoarcem și lansăm afaceri și dezvoltăm, creștem sectoare, creștem copii, pentru că rolul nostru, până la urmă, este să le demonstrăm haterilor că Moldova nu este cea mai săracă țară din Europa. Nu este. Dar este o țară cu tare mult potențial. Eu văd mai multe oportunități aici decât în multe alte locuri, pentru că există faptul că suntem un pic în spate cu tehnologiile, cu oferă oportunități ca să faci lucrurile altfel mai bine față de cum le-au făcut restul, ca paternul să fie spart și să fie făcut diferit. Și eu așa văd lucrurile. Și să spui că Moldova nu există oportunități, e un utopic. Trebuie să te ascunzi de el. Exact. Bun, mersi tare mult. Mersi, Alex.